Arthur Conan Doyle, de șase ori Napoleon Într-o seară, prietenul meu, Holmes, și cu mine fumam după cină, când domnul Lăstrad, de la Scotland Yard, intră în căpere. El ne vizita adesea, fiindcă găsea întotdeauna un sprijin Holmes, care îl asculta cu atenție și era gata oricând să-i dea un sfat. Bună seara, domnilor," spuse Lestrad, Aș vrea să vă consult în privința unui caz straniu deși poate pe dumneata, doctor Watson, te va interesa mai mult decât pe domnul Holmes. Pe mine am exclamat uimit. Vezi, doctore, continuă lestrad. cred că omul despre care vreau să vă vorbesc este nebun. Dar de o nebunie foarte stranie. Ia loc în fotoliu, lestrad și spune-ne tot, l-a Holmes. Prietenul meu și cu mine vom fi bucuroși să te ajutăm, dacă putem. Ei bine, uitați ce s-a întâmplat, începul strad. Este vorba de un om care îl urește pe Napoleon atât de mult, încât atunci când vede un bust al acestui împărat al Franței, îl sparge imediat. Asta nu e treaba noastră, spuse Holmes, așezându-se mai bine pe scaun. Dar, domnule Holmes, acest om comite niște spargeri, ca să distrugă statui care nu-i aparțin. Spargeri? asta e mai interesant. Să auzim detalii. Lestrade își scoase carnețelul. Se pare că primul bus a fost spart acum patru zile. S-a întâmplat într-un magazin al lui Morse Hudson, care vinde tablouri și statui în Kennington Road. Vânzătorul a părăsit magazinul un moment și apoi a auzit un zgomot, ca și când s-ar fi sfărmat ceva. Când a revenit, a văzut că un bus din plastic, reprezentându-l pe Napoleon, care stătuse până atunci pe teșgea, a fost spart în bucăți. A ieșit în stradă, însă nu l-a mai găsit pe făptaș. Dar, cum prețul bustului era de numai câțiva și lici, totul a fost curând uitat. Cel de-al doilea caz s-a dovedit să mai serios. S-a întâmplat noaptea trecută. Nu departe de magazinul lui Hudson locuiește un doctor, care se numește Bernicot. El este un admirator al lui Napoleon și casa lui este plină de cărți, tablouri și statui ale împăratului Franței. Acum câteva luni, a cumpărat de la Hudson două busturi ale lui Napoleon. Unul l-a pus în holul casei din Kennington Road, iar pe celălalt în cabinetul său din Lower Brixton Road. Dr. Barnicot fusese plecat la țară câteva zile și când s-a întors acasă în această dimineață, a văzut că bustul lui Napoleon, care stătuse pe hol, dispăruse. Puțin mai târziu, fragmente din acest bust au fost găsite lângă poarta grădinii. Povestea dumitale începe să mă intereseze, spuse Holmes, ridicându-se de pe un scaun și frecându-și palmele. Te rog, continuă. Desigur, asta este ceva nou, M-am gândit că povestea v-ar putea interesa, spuse Lestrade, dar nu am terminat încă. În după amiaza aceea, când doctorul s-a dus la cabinetul său, a constatat că cineva deschisese fereastra noaptea și spărsese cel de-al doilea bust, fiindcă bucățile erau împrăștiate în toată camera. Acestea sunt faptele, domnule Holmes. N-am găsit omul și nu avem cheia acestui caz neobișnuit. Cele două busturi, aparținând doctorului Barnicot, erau copii exacte ale busturilor din magazinul lui Hudson, întrebă Holmes. Da, erau. Atunci teoria dumneavoastră cu privire la nebunia omului este greșită, spuse prietenul meu. Și care este părerea dumneavoastră cu privire la acest caz, domnule Holmes? Ei bine, cred că nu este atât de simplu, pe cât pare la început. În Londra există multe statui și busturi diferite reprezentându-l pe Napoleon, dar omul Italia spar trei duplicate ale aceluiași bust. În plus, acest om are o anumită metodă. De exemplu, el nu sparge cel de-al doilea bust în holul casei doctorului, pentru că familiar putea auzi zgomot, așa că l-a dus afară, dar în cabinet, unde nu era nimeni, să dea alarma, l-a spart fără grijă, acest caz mă interesează și voi fi încântat să mai aflu noutăți. Cu siguranță vi le voi aduce la cunoștință, domnule Holmes, spuse Lestrad. În dimineața următoare, de vreme, pe când mă îmbrăcam în dormitor, Holmes intră ținând o telegramă în mână. Este de la Lestrad, mă anunță el. Vrea să vină imediat la Kensington. Se pare că omul nostru și-a început operațiile în altă parte a Londrei. Vrei să mergem împreună, Watson? Desigur, voi fi gata într-un minut. O jumătate de oră mai târziu eram în Kennington, în casa indicată de la stradă. Se adunaseră mulți oameni în fața ei. Holmes a început să fluire. Pare să fie o crimă, Watson. Nimic altceva nu poate atrage atât de mulți oameni. A, iată-l pe stradă. Detectivul ne întâmpină cu o figură foarte gravă. L-am urmat în sfragerie, unde un bătrân se plimba în sus și în jos. Era proprietarul casei, domnul Horace Harker. E vorba iarăși de un bust al lui Napoleon, spuse Strat. Păreți, păreați interesat de acest caz, aseară, domnule Holmes, așa că v-am trimis o telegramă. Dar, de data asta, cazul este mult mai serios. Domnule Harker, te rog, povestește acestor domn ce s-a întâmplat. Bărbatul se întoarse către noi cu o figură foarte deprimată. Am auzit de numele dumneavoastră, domnule Holmes, și sper că veți face lumină în acest caz straniu. Acum câteva luni am cumpărat un bust al lui Napoleon, de la Harding Brothers, în High Street. Dat fiind că sunt ziarist, deseori lucrez seara și scriu până în zori. Așa s-a întâmplat și de data asta. Lucram la mine în birou, când, pe la ora 3 dimineața, am auzit un zgomot la parter. O clipă mai târziu s-a auzit un strigăt de afară. Am coborât uh, repede în hol. Fereastra era deschisă, dar nu se zărea nimeni. Când am intrat în camera asta, am văzut imediat că bustul lui Napoleon lipsește de pe polița de deasupra căminului. Ce curios m-am gândit! Dacă ar fost aici un spărgător, ar fi luat numai acest bust care costă câțiva și linci. Am deschis ușa de la sfragerie și aproape am căzut peste un cadavru. Acestea sunt faptele, domnule Holmes. Nu știu totuși al cui este cadavrul, a adăugat Lestrat. Un om înalt, bronzat, nu pare să aibă mai mult de 30 de ani. i am găsit în buzunar o fotografie. Iată. o Holmes lua fotografia și o privi cu atenție. Era o fotografie instantaneă a unui bărbat cu părul închis de -a culoare și cu o față urâtă. Prietenul meu puse fotografia în buzunar și se întoarse către lestrad. Și ce s-a ales din bust?" întrebă el. A fost găsit în grădina unei case goale, nu departe de aici." Îl lămuri lestrad. Spart în bucăți. Vreți să veniți să-l vedeți, domnule Holmes?" Desigur, aș vrea." Numai că mai întâi aș vrea să mă uit de jur împrejur, spuse prietenul meu și început să examineze cuvorul și fereastra. Acel tip avea picioare foarte lungi sau poate pur și simplu era un sportiv. Nu a fost ușor de ajuns la fereastră și de deschis. Veniți cu noi, domnule Harker, se întoarse el către ziarist. Nu, nu, îmi pare rău, domnule Holmes, dar sunt prea ocupat. Am descris un articol pentru ziarul de seară. Casa menționată de la era destul de aproape. Am ajuns acolo în câteva minute. Fragmentele bustului erau împrăștiate pe iarbă. Holmes a ridicat două sau trei bucăți și le-a cercetat cu atenție. I-am urmărit figura și am văzut că în cele din urmă el se află pe calea cea bună. Ei bine, se interesează strad. Nu-ți pot spune nimic, clar, răspunse prietenul meu. Și totuși, avem aici câteva fapte interesante. Acest bust a meritat mai mult pentru omul nostru decât viața unui om. E foarte ciudat că nu l-a spart în casă, dacă vrea pur și simplu să-l spargă. Atunci de ce a ales această grădină și această casă? A exclamat Lestrad. Există o altă casă goală pe această stradă, dar a trecut pe lângă ea. Nu poți înțelege, îl întrebă Holmes arătând spre felinarul de deasupra zidului grădinii. El putea să vadă ce face aici, iar acolo nu. Cred că ai dreptate, spuse detectivul. Asta mi-aduce aminte de faptul că primul bust al doctorului Barnicot a fost de asemenea spart nu departe de felinar. Dar, totuși, domnule Holmes, nu înțeleg. Poate mai târziu ceva ne va ajuta să clarificăm lucrurile, surse prietenul meu. Ce-ai de gând să faci de acum încolo la strad? Voi încerca să identific cadavrul. Dacă aflăm numele și câteva amănunte despre viața pe care. Adus-o, ne va fi mai ușor să găsim criminalul. Dar care sunt planurile dumneavoastră, domnule Holmes? O, oh, cred că este mai bine ca dumneavoastră să vă urmați propriul drum și eu pe al meu, spuse încet Holmes. Dacă îl vedeți pe domnul Harker, spuneți-i că noaptea trecută în casa lui a fost un nebun foarte periculos. Cu siguranță va scrie despre asta în articolul pentru ziar. Doar nu crezi cu seriozitatea asta, întrebă lestrat. Ei bine, poate nu, răspunse Holmes zâmbind, dar îl va interesa pe domnul Horace și publicul. Vin în Baker Street astă seară la ora 6 le Dacă ideile mele sunt corecte, te voi ruga să mă însuțești într-o mică expediție. Și acum, un noroc. De îndată ce le plecă, Holmes deveni activ. Vină Watson să mergem la magazinul Harding Brothers. Trebuie să o luăm pe urmele busturilor. Asta ne-ar putea ajuta să clarificăm cazul. Domnul Hardint nu era în magazin și tânărul său vânzător nu ne-ar fi spus nimic. Ei bine, vom reveni mai târziu, hotărâ Holmes. Pe fața ei se vedea dezamăgirea. Să-i facem acum o vizită domnului Morse Hudson din Kennington Road și să-i vorbim. Aici am fost foarte norocoși. Domnul Hudson era în magazin. Da, domnule, i-am vândut doctorului Barnecat două busturi. dădu răspuns la întrebarea noastră. Vreți să știți de unde le-am? Le-am cumpărat de la Gilder in Company din uh, Church Street. Câteva bucăți am avut. Trei. Două dintre ele le-am vândut doctorului Barnecat și una a fost spartă pe teșgaua mea. dacă îl uh, cunosc pe unul din fotografie, desigur, îl cunosc. Este Bepo. El lucra în magazin, dar m-a părăsit săptămâna trecută și nu mai știu nimic de el. Cred că am obținut tot ce ne-am așteptat de la domnul Hudson, spuse Holmes, când ajunserăm din nou în stradă. Acum, Watson, să facem o vizită la Gilder Company, în Church Street. Sunt sigur că vom afla informații utile acolo. Directorul firmei, un om foarte politicos, răspunse imediat la toate întrebările noastre. Cele trei busturi pe care îi le trimisese lui Morse Hudson, reprezenta jumătatea unui lot de șase. Harding, Brothers din Kensington, a cumpărat cealaltă jumătate a lotului. Busturile au fost toate la fel. Directorul nu înțelegea de ce ar dori cineva să le fure mai întâi, ca apoi să le spargă. Erau ieftine, numai șase și bucata. În mod obișnuit, aceste busturi erau făcute de lucrătorii care locuiau în cartierul italian. Asta era tot ce ne putea declara. Puteți să-mi spuneți cine este acest om? Îl chestionă Holmes, scoțând fotografia din buzunar. Cum? Este Beppo, izbucnei directorul și fața ei se înroși de furie. Îl cunosc, desigur, foarte bine. Acum un an am avut mult de furca amândoi. Deși era un lucrător foarte bun, s-a certat cu un alt italian pe stradă și l-a rănit cu cuțitul. Apoi a venit aici, dar poliția l-a găsit și a fost arestat. Bărbatul rănit nu a murit, așa că Bepo a luat numai un an. Trebuie să fie liber acum, dar unde este n-aș putea să vă spun. Aici lucrează vărul lui, poate ști el unde este Bepo. Nu, nu strigă Holmes, nicio vorbă să n-audă vorul lui, nicio vorbă să n-audă. Problema este foarte importantă. Mai am doar o întrebare înainte de a pleca. Puteți să-mi spuneți data arestării lui Bepo? O să văd. Am vândut busurile acelea pe data de 3 iunie anul trecut și ultima dată l-am plătit pe Bepo pe data de 20 mai. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile dumneavoastră, spuse Holmes, dar trebuie să vă mai rog o dată să nu spuneți nimănui despre vizita noastră. Deși era deja târziu când am părăsit magazinul, ne-am decis să luăm masa la restaurant. Holmes cumpără un ziar și îl citim timp ce mânca. O dată sau de două ori zâmbi. Asta este foarte bine, Watson, hotără el. Ziaristul nostru a scris articolul și publicul crede că ucigașul nu este un criminal, ci un nebun. Lucru foarte important pentru noi. Și acum, Harding Brothers. De data asta, domnul Harding era acolo și se arătă gata să ne răspundă la întrebări. Da, domnule, spuse el, domnul Horace Harker este clientul nostru. I-am vândut bustul acum câteva luni. În momentul de față, toate busturile sunt vândute. Cui? Pot să vă spun cu ușurință, acesta este registrul nostru de vânzări. Unul domnului Harker, vedeți, unul domnului Josiah Brown din Chiswick și unul domnului Sendenford din Reading. Nu, n-am văzut niciodată figura din fotografie. Ce urât este! Da, avem câțiva lucrători italieni aici. Vreți să știți dacă se putea uita în registrul cu vânzări? Desigur, putea, dacă vroiau. Este desigur un caz neobișnuit. Holmes își făcuse câteva însemnări în timpul conversației noastre și am observat că este satisfăcut. Când m-am întors la Baker Street, în seara aceea era târziu. Domnul Lestrat se afla deja acolo. Vești? Ne întâmpină el îndată ce intrară. în. Am avut o zi plină și acum mergem pe urma fiecăruia. De la început, răspunse Holmes. Busturile, strigă Lestrat, nu vreau să spun nimic împotriva metodelor dumneavoastră, domnule Holmes, dar cred că am făcut ceva mai bun. Am identificat mortul și am stabilit motivul crimei. Avem un inspector care cunoaște foarte bine cartierul italian. El a recunoscut omul imediat. Este Pietro Venuci din Neapole și totodată cel mai mare ucigaș din Londra. Omul la cărei fotografie am găsit-o trebuie să fie tot italian. Cred că acum cazul este clar. Cei doi oameni s-au certat. Noaptea, unul l-a urmărit pe celălalt l-a așteptat în stradă și apoi l-a ucis. Ce părere aveți despre această teorie, domnule Holmes? Excelent, Lestrade, excelent în cuvință, Holmes, dar nu văd explicația busturilor sparte. Busturile nu ți le pot scoate din minte. Noi investigăm uciderea unui om, ceea ce este mai important decât câteva busturi sparte. Și ce veți face în continuare? Întrebă Holmes calm. O, este foarte simplu. Inspectorul și cu mine ne vom duce în cartierul italian. Vom găsi omul din fotografie și îl vom aresta, ca fiind ucigașul. Veniți cu noi? Cred că nu, răspunse prietenul meu, dar dacă vii cu mine disară la Chiswick, poate ne va mai trebui să mergem, nu va mai trebui să mergem în cartierul italian mâine. De ce la Ciswick, domnule Holmes, se miră le de-a dreptul surprins pentru că am speranța că îl vom prinde pe unul nostru, îl lămuri Holmes. Vei lua cina cu noi la strat și apoi vei fi binevenit să te odihnești pe canapeaua de acolo, fiindcă vom începe după 11. <coughs> Acum urmează să scriu o scrisoare foarte importantă, pe care trebuie să o expediez imediat. În plus, vreau să mă uit prin câteva ziare vechi. Asta ne va ajuta să-i lucidăm cazul. Holmes și-a petrecut seara în camera sa, uitându-se prin ziare vechi. Când în sfârșit coborâ, l-am văzut mulțumit de munca sa. Am înțeles că încerca să-l prindă pe criminal la Chiswick, pentru că unul dintre busturi era acolo. Pe la miezul nopții, mașina noastră a oprit în fața casei din Chiswick. I-am spus șoferului să ne aștepte pe strada alăturată și ne-am apropiat. La lumina felinarului am citit, la Burnu în vila. În jur, totul era liniștit, iar în interior nu se zărea nicio lumină. Am deschis foarte încet poarta și ne-am oprit după gard. Puteam vedea totul de aici, a șoptit uh, Holmes, deși mă tem că vom avea de așteptat un timp. Dar, de data asta, prietenul meu a greșit. N-am așteptat decât câteva minute. Imediat, pe drumul care ducea spre casă, a apărut o figură omenească a trecut în fugă pe lângă ușa principală și a dispărut în umbra zidului. După un moment de liniște am auzit un zgomot foarte slab. Cineva deschidea fereastra. O clipă mai târziu în cameră s-a aprins lumina. Omul căuta bustul. Să mergem spre fereastra deschisă și să-l prindem în momentul în care iese, a murmurat, murmurat Lestrad. Dar n-am avut timp, fiindcă omul părăsise deja camera și era din nou pe alee cărând ceva alb sub braț. S-a îndreptat direct spre felinar și a zvârlit obiectul pe pavaj. În același moment ne-am năpustit înainte și îndată ce omul s-a întors spre noi, am recunoscut figura urâtă a lui Beppo. N-a avut drăga să scape și un minut mai târziu era prizonierul nostru. Holmes însă nici nu s-a uitat la el. Stând pe treapta din fața ușii, examina cu atenție bucățile bustului spart. Tocmai aș termina treaba când ușa se deschise și în prag ieși un bărbat masiv. Domnul Josia Brown, presupun, îi se adresă Holmes. Da, domnule, răspunse proprietarul casei, iar dumneavoastră, presupun, sunteți domnul Sherlock Holmes. Am primit anunțul dumneavoastră și am făcut exact ce mi-ați spus. Am încuiat fiecare ușă pe dinăuntru și am așteptat pentru întuneric. Ei bine, mă bucur să văd că l-ați prins, deși nu pot înțelege de ce a vrut acest bus. Sper, domnilor, că veți intra și vom lua o gustare. I-am mulțumit lui Brown, dar era foarte târziu și ne grăbeam să ajungem acasă, așa că a trebuit să refuzăm. Pe drum, prizonierul nostru n-a scos o vorbă, a stat liniștit, întorcându-și fața de la noi. Când am ajuns la Londra, Lestrade i-a spus șoferului să ne ducă la poliție, unde l-a lăsat pe periculosul prizonier. Vă sunt recunoscător, domnule Holmes, pentru ajutor, spuse Strad la despărțire. Vom afla multe despre acest om, dar trebuie să spun că nu înțeleg încă totul. E, acum mă tem că este destul de târziu pentru explicații, replică Holmes. Însă, dacă veniți în Hacker Street, mâine la ora 6, cred că vă voi da unele amănunte. Când ne-am întâlnit din nou în seara următoare, Lestrade ne-a putut spune ceva despre Beppo. Se pare că el avea o proastă reputație în cartierul italian. Fusese de două ori la închisoare, o dată pentru furt și o dată, după cum auzit sărăm, pentru rănirea unui om pe stradă. A refuzat să dea vreo explicație poliției când l-a întrebat de busturi. Holmes a ascultat povestea lui Lestrade, dar am putut vedea că nu-l interesa. Stătea în fața, cu fața spre ușă și deseori se uita la ceas. În cele din urmă se auzi cineva sunând la ușă. Un minut mai târziu, auzirea în pași, pe scară și în cameră intră un om în vârstă, cu fața roșie. În mâna dreaptă ducea o geantă. Îl pot vedea pe domnul Sherlock Holmes să întrebă. Prietenul meu se înclină și zâmbi. Domnule Sandenford, din Reddick, Reading, presupun. Da, domnule, mă tem că am întârziat puțin din cauza trenului. Mi-ați scris de bustul lui Napoleon. Am scrisoarea dumneavoastră aici. Mi-ați oferit 10 lire pentru bust. Așa este? Desigur, trebuie să spun că am fost foarte surprins, domnule, căci n-am putut înțelege cum ați aflat că l-am. O, oh, este foarte simplu. Domnul Harding a spus că v-a vândut dumneavoastră ultimul bust și mi-a dat adresa dumneavoastră. V-a spus prețul bustului? Nu, nu mi-a spus. Ei bine, domnule Holmes, sunt un om cinstit. Deși eu nu sunt foarte bogat, am dat numai 15 șilingi pentru el. Trebuie să știți asta înainte de a-mi da 10 lire. V-am spus prețul meu și îl voi plăti, spuse Holmes. Sunteți foarte generos, domnule, exclamă omul. Deschise geanta și scoase bustul, ultimul din cei șase Napoleoni. Uitați-l, domnule, Mulțumesc, domnule Senderford. poftiți banii și vă doresc o seară plăcută. Când vizitatorul nostru plecă, Holmes luă o bucată de pânză albă curată și o puse pe masă, apoi așeză bustul în mijlocul pânzei, își luă bastonul și lovi bustul drept în partea de sus a capului. Bustul se sparse în bucăți și Holmes a început să le verifice atent. În clipa următoare, cu exclamații de triumf, ridică o bucățică de plastic, un obiect închis la culoare încastrat în ea. Domnilor, strigă el, dați-mi voie să vă arăt faimoasa perlă neagră, care a dispărut cu câtva timp în urmă din dormitorul prințesei de X. Lestrat și cu mine am rămas o clipă tăcuți câteva momente și apoi amândoi am izbucnit în aplauze. Holmes s-a înclinat în fața noastră, ca un actor pe scenă. Obrajii săi palizi s-au înroșit de plăcere, el, care era indiferent la laudele celor din jur, se dovedea foarte mișcat dacă le auzea de la prieteni. Da, domnilor, spuse el, este una din cele mai renumite perle din lume. Îți amintești cazul Lestrad? Poliția londoneză nu a putut găsi bijuteria furată. Suspect a fost slujnica prințesei. Era italiancă, se numea Lucreția Velucii și avea un frate la Londra. Sunt sigur că acest om. Pietro, pe care l-a ucis Bepo, era fratele ei. Perla a dispărut cu două zile înainte de arestarea lui Bepo. Holmes făcu pauză preț de o clipă și apoi continua. Acum să urmărim evenimentele. Putem considera că Perla a fost un timp în mâinile lui Bepo. Poate că el a furat-o de la Pietro, sau poate el a fost intermediarul dintre Pietro și sora lui, sau au fost complicele acestuia. Asta nu este foarte important. Ei bine, el a avut perla în buzunar, când l-a răpit pe acel bărbat în urma cerții din stradă. Poliția îl urmărea, a fugit acolo unde lucra cu intenția să ascundă perla. Tocmai ei erau puse la uscat șase busturi din plastic, busturi ale lui Napoleon. Unul dintre ele era încă moale, Bepo a făcut repede o gaură în plasticul umed, a pus perla înăuntru și a recoperit gaura cu plastic. Nimeni nu l-a văzut, dar apoi a fost arestat. A luat un an, timp în care busturile au fost vândute. El n-a știut care dintre ele conținea comoara și nu a putea găsi decât spărgându-le unul după altul. Cu ajutorul vorului său, care lucra cu Gelder, Bepo a aflat numele firmelor care au cumpărat busturile. A obținut astfel o slujbă la magazinul lui Morse Hudson și curând aș spart trei dintre ele, dar perla nu a fost în niciunul dintre busturi. Apoi, cu ajutorul unui italian care lucra la Harding Brothers, a dat de urma altor trei busturi. Între timp, Pietro a aflat că și complicele lui ieșise de în închisoare și l-a urmărit când s-a dus în casa ziaristului, unde încerca să afle ce făcuse Bepo cu perla. În lupta care a urmat, Bepo l-a ucis pe Pietro. Dar de ce Pietro purta fotografia lui Bepo în buzunar, am întrebat. Probabil ca să o arăte a treia persoane care nu cunoștea pe Bepo și îl putea ajuta să-l găsească. Ei bine, au rămas numai două busturi și m-am gândit că el, este, că el se va duce mai întâi la cel care era mai aproape de Londra. Așa că am trimis un anunț domnului Josia Brown, dându-i câteva instrucțiuni. În momentul acela am știut sigur ce căuta Beppo. Dacă vă amintiți, m-am uitat în câteva ziare vechi și numele de vernici m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-am adus aminte de povestea perlei pierdute. După arestarea lui Beppo, a rămas mai un bust și am fost sigur că perla era acolo. Câteva momente s-a așternut iarăși tăcerea. Ei bine, spuse în cele de urmă lăstrat, cred că este cel mai frumos caz al dumneavoastră, domnule Holmes. Noi cei de la Scotland Yard suntem mândri de dumneavoastră și a fi foarte fericiți să vă strângem mâna. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, spuse Holmes și am putut vedea că îl mișcaseră aceste cuvinte. Puțin mai târziu era din nou omul rece și practic din totdeauna. Pune perla safe, Watson, spuse el. Trebuie returnată proprietarului. La revedere, strad. Dacă mai aveți vreo problemă, voi fi bucuros să vă dau o mână de ajutor.